existe la momentul respectiv, că sunt prea multe doze față de numărul oamenilor interesați. De ce au spus de acord cu achizițiile? Puteți refuza la momentul respectiv? Dacă vorbim despre orice alt subiect, acum e perfect în acest moment, pentru că încă studiez dosarul, nu am cum să... Considerat dosarul ca fiind unul politic în momentul de față? Nu pot să mă exprim. Deciziile atunci a fost una corectă privind achiziția tuturor? Pot să vă spun că mi-am exercitat atribuția de prim-ministru în conformitate cu legislația din România. Vă mulțumesc. Stați să termin dosarul de tot. Dați-mi voie să... Deci despre dosar putem să discutăm după ce citești și tot. Putem să discutăm despre ceea ce s-a întâmplat atunci. Dacă vrem să discutăm alte subiecte... Dacă au existat acele semnale și din partea Ministrului de Finanțe, de ce ați continuat cu achiziția unui număr mult mai mare decât ar fi fost necesar? Dați-mi voie să văd ce este la dosar și pot să vă răspund după aceea la întrebări. Dar vă renunțați la calitatea de membru în grupul PNL? Partidului spunea că asta veți face. Nu, am o discuție, n-a fost vorba despre așa ceva. Am spus că dacă aș fi avut funcții în Partidul Național Liberal, bineînțeles că aș fi renunțat. Dar nu am nicio funcție în Partidul Național Liberal. Deci nu e timpul senator PNL. Faptul că PNL susține ridicarea imunității dumneavoastră... Bine, este normal. Trebuie să dăm voia anchetei să meargă mai departe și să se vedem adevărul. Rămâneți-vă apoi și votul de miercuri. Dacă votul de miercuri este pentru înguvințarea începerii urmării penale și ridicarea imunității... Și eu voi cere colegilor să voteze pentru ridicarea imunității. Nu, rămâneți-vă apoi și votul de miercuri. Bineînțeles, bineînțeles. Dacă vi se cere... Nu am de ce să-mi dau demisia. Domnule Cățu, Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sănătății, susține că deciziile privind achiziția de vaccinuri din acea perioadă au fost luate exclusiv de către dumneavoastră, fără a ține cont de opinia Ministerului Sănătății. Are dreptate sau nu are dreptate Vlad Voiculescu când spune asta? Pentru că el spune că se poate și dovedi prin desecretizarea ședințelor de guvern de atunci. Justiția nu se face la televizor, documentele sunt la dosar, vom vedea. Dar dumneavoastră ați mai vorbit despre acest subiect și spuneați că, de exemplu, ar trebui să fie anchetată Ursula von der Leyen. Acum suntem în toată situație, nu cred că mai este. Considerați că dosarul dumneavoastră ar trebui pus pe pauză până în momentul în care se pronunță instanțele europene, pentru că știm că și la nivel european este un proces despre modul în care au fost achiziționate. Eu zic că în România trebuie discutat acest subiect, trebuie văzut ce s-a întâmplat atunci, dar, repet, dați-mi voie să termin și eu să văd, după aceea putem să discutăm. Dar de ce refuzați să ne spuneți dacă v-ați consultat cu președintele Klaus Iohannis pentru achiziția de vaccinuri în România? Vom discuta despre dosar atunci când am toată informația. Deciziile pe care le-ați luat au fost doar ale dumneavoastră sau... ...conformitate cu legislația din România. Așa cum am spus de fiecare dată... Ce înseamnă acest lucru? Folosim baza legală din România. Ministerul Sănătății v-a avertizat la acea vreme că urmează să achiziționăm un număr prea mare de doze de vaccin? Există un document prin care Ministerul Sănătății v-a avertizat pe dumneavoastră? Nu știu, ce să mă dat dosar. Deciziile pe care le-ați luat au fost corecte. 10 milioane de potențial beneficiari. Nu au fost 120 de milioane. Au fost 38 în fază inițială, plus încă 50 și ceva. Deci chiar și aici se vorbesc. Deci ministrul Rafila a spus foarte clar 180 de milioane. Dar Comisia Europeană a aprobat un program de 4,6 miliarde pentru 450 de milioane de locuri. Asta înseamnă aproape 200 de milioane de doze pentru România. Dar știm foarte bine, declarația ministrului Rafila, nu ale mele, 35 de milioane și 80. Niciodată nu au fost 120. Deciziile pe care le-ați luat au fost corecte. Ce ați văzut în acest moment este fostul premier al României care a ieșit din sala în care a putut să își consulte dosarul. E o procedură care se desfășoară în acest moment în Senatul României, pentru că Florin Câțu este senator al României, are timp să își consulte dosarul scris de către procurorii DNA. Miercuri va afla dacă rămâne fără imunitate, pentru că urmărirea penală nu poate începe în cazul său decât dacă îi se ridică imunitatea de parlamentar și asta prin vot. Miercuri la ora 10, Comisia Juridică va da un aviz care va funcționa ca o recomandare pentru plenul Senatului și mai apoi, undeva la prânz, vom afla dacă Florin Câțu rămâne fără imunitate și poate începe urmărirea penală. Ce spune însă astăzi fostul premier, întrebat dacă s-a consultat cu președintele pe procedura de achiziție a vaccinurilor anti-COVID, a refuzat să răspundă. A spus că este normal ca această anchetă să se deschidă, a cerut însă în repetate rânduri când i s-au cerut detalii să poată să-și consulte dosarul.
dosarul să verifice ce probe de asemenea sunt în dosar. Nu am de ce să-mi dau demisia din Partidul Național Liberal, a mai spus și întrebat de Vlad Voiculescu și de poziția pe care fostul ministru al Sănătății o are, că premierul a fost cel care a decis achiziția de vaccinuri, a spus că trebuie, că justiția nu se face la televizor, documentele sunt la dosar și le va analiza. O altă informație extrem de importantă e în legătură cu fuga primarului de la Baia Mare. Cum a reușit edilul Cherecheș să fugă din țară cu doar 2 ore înainte de condamnare? A folosit 2 taxiuri și a ajuns într-un rai al fugarilor în Italia, de acolo unde poate fi foarte greu extradat. Ne-a arătat istoria recentă, pentru că Cherecheș nu face decât să îngroașe o listă lungă de fugari condamnați în România pentru fapte de corupție, dar care nu ajung să-și ispășească pedeapsa. Și vom intra în legătură directă acum cu Răzvan Doseanu, avocatul lui Cătălin Cherecheș. Bună ziua, mulțumesc că ați intrat în direct la Studio Politic. Bună ziua. Spuneți-ne, vă rog, când ați vorbit dumneavoastră cu edilul de Baia Mare ultima dată? Am spus-o deja joi seară, cu zi înainte de pronunțarea sentinței. Spuneați atunci că nu v-a lăsat nicio secundă impresia că are de gând să fugă. V-a spus că era pregătit pentru orice. Ați analizat și situația în care era condamnat? Da, am analizat ambele situații, atât o soluție de achitare, de nevinovăție față de domnul Cherecheș, cât și o soluție de condamnare. Discuția a fost că, indiferent de soluție, pe pozitivă sau negativă, va respecta hotărârea judecătorească. Informația de astăzi este că Cătălin Cherecheș a fost localizat. Ce înseamnă pentru dumneavoastră aceasta? Până una alta, este clientul dumneavoastră. Veți putea lua legătura cu el? Ar trebui să pot să iau legătura, pentru că sunt niște demersuri judiciare în curs. Din păcate, până acum nu am luat legătura. Avem o strămutare care urmează să fie judecată în data de 7 decembrie, este fixat termen, strămutare înregistrată important înainte de rămânerea definitivă a hotărârii în apel. Dacă se admite cererea de strămutare, avem o dispoziție clară, articolul 74 alinea 5, care spune că dacă instanța de la care a fost strămutată cauza a procedat între timp la judecarea cauzei, hotărârea este desfințată prin efectul admiterii cererii de strămutare. Asta în condițiile în care știți deja că, din punctul de vedere al apărării și de altfel, cred că este unicul dosar în România în care s-a putut întâmpla ce s-a întâmplat la domnul Cherecheș, una dintre judecătoarele care au dat soluția în apel a formulat un denunț la DNA împreună cu mama dumneei, a colaborat cu DNA-ul, ulterior și-a și făcut o declarație de abținere pe motiv de lipsă de imparțialitate. Bun, domnule avocat, haideți să ne analizăm puțin însă informațiile zilei până una alta și haideți să ne uităm la declarația pe care tocmai ne-ați acordat-o. Spuneți că ar urma să luați legătura cu primarul fugar. Când anume, cum dacă se poate întâmpla acest lucru? Din moment ce este localizat de poliție, deocamdată sunt informații pe surse, e drept. Dacă mă va contacta domnul Cherecheș, cu siguranță îi voi răspunde la telefon. Dumneavoastră ați încercat să-l sunați zilele acestea? Nu am încercat, pentru că întotdeauna regula era că domnul Cherecheș, atunci când considera că avem de discutat ceva legat de strategia de apărare, mă suna. Sunteți singurul avocat al primarului? Nu, sunt mai mulți avocați. Deci poate lua legătura cu ceilalți avocați în egală măsură? Posibil. Vreau să ne uităm, să ascultăm împreună mărturia taximetristului care a fost contactat de către primar și, foarte interesant, povestește cum i-a spus adresa, unde vrea să ajungă, de fapt, destinația în care voia să ajungă. Să ascultăm împreună, vă rog. A venit în povestor la sus, după care mi-a făcut semn să mă duc și mi-a scris pe parbriz că statul mare. Avea o gentuță din asta mică, gen borsetă, un pic mai mare, o geacă și un hanorac. Și avea gluga în cap că plouă afară. Era foarte speriat, era panicat. L-ați ascultat, a venit în fugă, s-a urcat, după care mi-a făcut un semn să mă duc și mi-a scris pe parbriz satul mare. Știți cumva dacă îi era teamă de a fi ascultat, de a fi ascultat telefonul Cătălin Cherecheș? Nu am de unde să am astfel de informații. Rămâne de văzut în ce măsură domnul Cherecheș era supravegheat în perioada asta sau nu.
Asta dumneavoastră ar trebui probabil să verificați pe surse dacă este așa sau nu. Nu știu. Cât de mult și-a crescut, să-i spunem așa, pedeapsa Cătălin Cherecheș prin această fugă? Noi vorbim de un fals de identitate, de folosirea buletinului de la Verișor și de asemenea trecerea ilegală a frontierei. Calculele noastre, în mod normal, aceste pedepse sunt între 3 luni și 6 ani. N-am făcut un calcul de maniera pe care dumneavoastră o prezentați, dar cu siguranță plecarea nu e o chestiune pozitivă, să spun așa, la situația dumnealui juridică. Dar ce poate însemna juridic? Dacă ne puteți ajuta, că avem nevoie și de analiza unui expert, apropo de ce înseamnă, ce presupune această fugă? Dacă se confirmă că s-au folosit documente false și dacă se va pronunța o hotărâre, există posibilitatea de a se da o soluție în limitele pe care legea le prevede. Mulțumesc că ați fost alături de noi la Studio Politic. Urmărim acest caz. În continuare alături de noi, Iancu Guda, realizator Banii Mișcare. Bună ziua! Salut, Anca! Bună. Și invitații reprezentanții partidelor parlamentare, Cristian Zeidler, vicelerul deputaților USR, Daniel Bună Constantin, ziua. Deputat PNL și Florin Manole, președintele organizației PSD Sector 1. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Haideți să comentăm puțin această fugă a primarului și nu numai fuga primarului. Iancu, încep cu tine. Lista lungă a condamnaților în România, care au ceva în comun. Fie sunt personalități politice, ori personalități pe care noi le numim de regulă VIP, da? Sunt cunoscute, oameni de afaceri, ori din, chiar din justiție, că am avut-o pe Alina Bica. Dar au bani. Au bani și au o influență și au cunoștință. Astea sunt lucrurile în comun. Și faptul că avem încredere în justiție sau declarăm că avem încredere în justiție și atunci când suntem vizați, de fapt demonstrăm prin foarte multe situații, deja avem precedente relevante, zic eu, care necesită niște schimbări. Adică nu cred că opinia publică mai tolerează astfel de situații cu fugari care fix în ziua condamnării sau deciziei finale, că poate să fie una favorabilă sau nefavorabilă, să ia astfel de decizii, să părăsească țara prin Italia, Grecia, Serbia, alții stau de ani de zile, unii au fost repatriați sau... Deci eu cred că și toate sub umbrela victimizării, ei care în baza unei decizii definitive conform justiției din România și trăiesc în România, mă supun legilor în primul rând din România, și cred în justiția din România și dacă o decizie conform unei justiții bazate pe justiția locală este una nefavorabilă unui inculpat pentru el sau persoana respectivă, eu cred că este o decizie corectă. Dar să te victimizezi, să spui că nu sunt condiții, fie unii au dat vina pe condițiile din închisoare, alții că nu a fost un dosar instrumentat corect sau așa mai departe, și să te plângi că nu este prezumția de nevinovăție sau să ne plângem că durează prea mult dosarul în instanță și că de aceea nu putem să restricționăm dreptul de liberă circulație sau dacă îl restricționăm, iată că avem, cred că e fără precedent, până acum politicienii din trecut, n-ai rost să mai dau numele la care mă gândesc acum, îmi vin în minte, nu au folosit o identitate falsă. Cred că trebuie schimbat ceva. Deci fie urgentăm procedura, nu sunt avocat, nu mă pricep, dar este clar că e bătaie de joc. Adică să avem astfel de cazuri și în ziua deciziei să părăsească țara este un dispreț și e ceva care eu cred că atunci când este urmărit de opinia publică demonstrează că de fapt justiția e doar pentru unii, pentru cei mai șmecheri sau cu bani care știu cum să ofenteze, există portițe. Și cred că aceste dosare trebuie rezolvate mult mai repede. Chiar ieri sau zilele trecute citeam despre un alt caz că s-au prescris niște fapte la doamna Udrea, cred că cu niște un dosar referitor la alegerile politice din perioada campaniei la care domnul Băsescu a participat. Deci un dosar care tergiversa în instanță de 10 ani. Și atunci ne plângem că durează prea mult dosarele. De ce durează prea mult dosarele? Și nu putem să restricționăm dreptul la libera circulație. Haideți să facem de așa manieră încât să eficientizăm
toate aceste proceduri, deciziile să se dea mai repede și pentru fapte penale să nu mai existe dreptul opțiunea de prescriere. Mulțumesc, Ianco. Adică, da, prescripția tocmai ce a fost modificată și s-au redus termenele, este și motivul pentru care au fost închise o serie de dosare. Domnule Manole, reprezentant al Partidului Social Democrat în această discuție, dacă ne uităm la lovitura pe scena politică pe care o creează lovitură, nu știu dacă e lovitură sau impactul pe scena politică, n-ai cum să nu te uiți la Cătălin Cherecheș ca la candidatul PSD pentru primărie în 2024. Nu o spun sursele, ci a spus-o chiar Cătălin Cherecheș cu un an în urmă că se reîntoarce în partid. Nu există nicăieri negru pe alb, pentru că dacă ar fi făcut asta și-ar fi pierdut funcția. Vă încurcă fuga primarului la Baia Mare? Nu ne încurcă într-un mod diferit în care îl deranjează, de exemplu, pe domnul Iancu Guda, care a comentat mai devreme și căruia îi împărtășesc opiniile. Pentru mine nu este o speță politică din punctul ăsta de vedere. Domnul Cherecheș a schimbat foarte multe partide în relativ scurta sa carieră politică și mi-e greu să cred că e cineva care își imaginează, fără să fie excesiv de inocent, că domnul Cherecheș se va fi așezând în următorii ani undeva definitiv și irevocabil, ca să zic așa. Nu, nu are legătură. El a zis asta, cum să zic, decizia de candidatură pentru un partid, inclusiv în cazul PSD-ului, se ia de către partidul respectiv. Nu oricine vine și zice că vrea să candideze, ajunge și candidat. Uneori și membrii de partid vor să candideze și în acest. Pe de altă parte, nu puteți ignora faptul că negocierile cu PSD se purtau pe fundalul acestui dosar, care urma să ajungă la sentința definitivă. Cum se ce negocieri erau sincronizează erau asta acolo cu discursul PSD de a veni cu o imagine proaspătă, fără penali pentru alegeri în fața României? Nu are ce implicare are PSD în povestea asta. Nu i-a luat apărarea public, el nu a fost candidat PSD la alegerile din 2020, speculația mama că urma însă, să da. Fie mama sa a fost candidat. N-a fost candidat pe listele PSD? Nu. Poate nu la nu în 2020, nu, dar în urmă ba da. Nu, eu cred că a fost parlamentar de la alt partid, dar lăsați-mă să fiu delicat și să nu PSD. Vă zic verific acum. Da, puteți să verificați foarte bine, eu nu vreau să intru în partea asta a discuției, dar nu a fost candidat PSD doamna Cherecheș. Deputat Cherecheș, și-o găsiți pe site-ul ce camerei, se întâmplă cu ce se întâmplă? Cum a reușit să plece din țară? Cum a reușit cu două ore înainte de sentință să plece din țară? Care e explicația dumneavoastră? Și dacă se impune modificări de legislație, asta e un alt semn. N-am nicio explicație, n-aș putea să zic dacă e o problemă legislativă sau de aplicare a legii. Mie mi se pare că aveți dreptate, e pe lista PNL. Legea era, eu știu doar că nu era pe lista PSD, mai departe nu-i treaba. Așa e, aveți dreptate. Dar, eu nu știu încă și nici nu sunt un specialist în chestiuni de genul ăsta, mie mi se pare că legea este în regulă. Uh-huh. Adică astăzi legea ne spune că nu avem voie să ieșim din țară cu buletinul altcuiva. Problema e de aplicarea legii, după umila mea părere. Adică omul la care Vame și un caz, în cazul ăsta trebuia să fie mai atent și să vadă... Mă domnul Oprescu, doamna... mă rog, Udrea și așa mai departe, care au părăsit țara în Bulgaria, în Grecia, într-un dosar în curs de analiză, chiar în ziua în care trebuia definitivată decizia și care spun că, domne, beneficiem de prezumția de nevinovăție, nu poți să ne îngrădești dreptul de libertate, de liberă circulație și fix în ziua în care se dă decizia. Sunt cazuri în care ai control judiciar, sunt cazuri în care n-ai, dar în orice caz, ieșirea din țară, asta sau oricare altă țară, cu un alt buletin ar trebui să fie un impediment cu altă identitate. Ar trebui, adică legea este 100% în regulă. Și sunteți mai mulțumit acum că au fost demiși, mulțumit. S-a făcut dreptate? S-a făcut curățenie în instituții odată cu demiterile, cele 6 demisii, inclusiv demiterea șefului de la Poliția de Frontieră? Logica de clasa noua pe care am parcurs-o, e necesar, dar nu suficient. Adică e cu siguranță necesar ca niște oameni care au greșit să răspundă, dar nu este suficient pentru că mi-e greu să cred că Vameșul respectiv a fost neglijent pentru prima și ultima dată în viață.
Mulțumesc, Daniel Constantin. Mama lui Cătălin Cherecheș a candidat pe listele PNL, făcusem o confuzie mai devreme. Mama lui Cătălin Cherecheș l-a așteptat, de fapt, pe o insulă în Italia, undeva s-au întâlnit eventual pe drum. Filmul acestui eveniment nu-l cunoaștem. Știm cum a plecat din țară, că a schimbat două taxiuri, edilul de la Baia Mare, și știm că a reușit să păcălească instituțiile și autoritatea statului, astfel încât să ajungă, bine mersi, într-un loc din care va fi cu greu extradat. Am mai văzut acest film. Exact așa am și început. Aici, cred că sunt trei aspecte. Unul, nu-mi propun să-l comentez pentru că nu-l cunosc, nu știu care este fundul, nici nu știu pentru ce a fost condamnat domnul Cherecheș, dar sunt două aspecte care cred că merită analizate. Adică nu știți pentru ce a fost condamnat? Nu a fost în preocuparea mea. Se pare neimportant? N-a fost în preocuparea mea, dar contează mai puțin pentru că este deja o condamnare definitivă pe care n-am comentat-o niciodată, nici eu, nici colegii noștri. Pe de altă parte, sunt două aspecte care mi se par foarte de analizat și e bine că dumneavoastră le discutați. Pe de o parte, gestul pe care l-a făcut Cătălin Cherecheș de a părăsi țara, și aici cred că, din punctul meu de vedere, lucrul ăsta nu-l ajută mai deloc, mai ales dacă vă uitați la ce s-a întâmplat în ultimul timp. Țări ca Italia sau alte țări care până acum erau ceva mai reținute în a retrimite condamnații în țara de proveniență, în ultimul timp, datorită cooperării care există la nivel guvernamental, ați văzut că sunt proceduri care s-au urgentat și cred că din punctul ăsta de vedere, această fugă, mai ales dacă ea este în Italia, nu-l ajută foarte tare pe domnul Cherecheș. Al doilea lucru care merită poate aprofundat în perioada următoare, cum au reacționat autoritățile. Și din acest punct de vedere, sigur că poate nu este suficient, cum spunea colegul meu Manole, dar pe de altă parte, eu apreciez că au fost niște decizii care s-au luat prompt de către ministrul de interne. Au fost demiteri nu doar la nivel de vamă unde s-a întâmplat incidentul acesta, ci au fost demiteri la nivel național. Au răspuns cei care nu aveau atribuție direct acolo, dar care răspundeau de tot sistemul la... Sigur, acum rămâne întrebarea dacă este suficient. Eu observ însă că în ultimul timp există foarte multe cazuri, dacă vă amintiți și spuneați mai devreme de doamna Udrea care a părăsit țara sau de alți condamnați care au reușit să iasă pentru că nu aveau un control judiciar. Pentru că trebuie să luăm și o scurtă pauză și vreau să ne răspundă și Cristian Zeidler. Noi avem în ultimii ani doi miniștri de interne ai Partidului Național Liberal care au promis reformă în sistem, au recunoscut multele carențe, multele probleme și pe fondul acestor promisiuni de reformă avem un primar condamnat sentință definitivă pentru luare de mită în formă continuată care reușește să plece din țară înainte să fie condamnat. De ce nu reușește Partidul Național Liberal, care a avut miniștri de interne, să facă reformă în poliție? Eu cred că ambii miniștri la care faceți referire au făcut foarte mult. Dacă vă uitați imediat cum a apărut un caz, fie că vorbim de cazul nefericit de la Constanța, fie că vorbim de alte situații, demiterile n-au fost locale. Au fost elemente care s-au întâmplat la nivel național și mai mult decât atât, fiecare incident de genul acesta, pe care nu-l dorește nimeni, a fost urmat de modificări legislative. Uitați-vă ce s-a întâmplat după cazul de la 2 mai. Modificări legislative care merg în perioada următoare, probabil până la confiscarea mașinii în care se găsesc droguri și lucruri de genul acesta. Sunt convins că și cazul acesta de la al primarului Cherecheș va fi urmat de modificări legislative. Și asta spuneam mai devreme. Dacă vă uitați în ultima perioadă, nu vorbesc neapărat de ce se întâmplă la justiție, dar ce se întâmplă la interne, dincolo de demiteri, se vine cu măsuri suplimentare. În zona aceasta de justiție, dacă inițial cei care erau condamnați puteau să părăsească țara pentru că nu acum, aveau... momentul de azi, ziua de astăzi. Eu zic că în permanență dar noi avem o listă lungă de fugari care au reușit înainte de condamnare să scape, să plece și astăzi nu sunt în închisoare pentru faptele pe care le-au comis. Cristian Zeidler, astăzi la Camera Deputaților se dă un vot astfel încât cei care fug din țară, tocmai să nu-și ispășească pedeapsa, ar primi o pedeapsă mai gravă cu încă 3 ani, dar nu are cum să se aplice lui Cătălin Cherecheș. Cer scuze, tot ca urmare a unor modificări propuse de Partidul Național Liberal. Asta ca și un răspuns suplimentar la ceea ce a spus dumneavoastră. Mai este o problemă, dincolo de legislație. Cum a aflat Cătălin Cherecheș și oricare alt condamnat penal, cu câteva minute, cu 2 ore, spuneați înainte de decizia... Știa că urmează sentința pe de altă parte. Să fie publică, că aceea va fi sentința. Adică cineva, dintr-un cerc foarte restrâns de persoane, 3 judecători împreună au luat o decizie, au spus unor funcționari de la instanță, să-i spunem grefieri, da, care au redactat cu ajutorul lor și au făcut public pe internet
E un cerc foarte restrâns de persoane de la care se putea afla care este decizia înainte să o aflăm noi cu toții. Și în cazul domnului Cherecheș. Presupuneți că edilul a fost ajutat. Cum altfel ar fi putut să afla? Să fugă din țară. Cum altfel ar fi putut afla? Presupunea? Dar e o presupunere. S-a dus la astrolog. E o presupunere. Nu aveți și dovezi pentru sigur, a susține nu există dovezi, dar de bun simț, din moment ce un judecător, 2, 3, ia o decizie, trece 2 ore până când decizia devine publică și în acest timp, întâmplător fix infractorul dovedit între timp, află și are timp să fugă, e clar că și acolo trebuie să fie ceva. Ce anume, cine, nu știu, nu sunt organ de cercetare penal, dar e de bun simț comun că și acolo este o problemă. Pentru că în mod normal la astfel de situații se cerea demisia ministrului. Întrebarea este dacă poziția USR astăzi e de a cere responsabil și la nivelul ministerului, după ce au fost deja demisii, demiteri, inclusiv Poliția de Frontieră. Noi am cerut explicații, în primul rând, atât de la Ministerul de Interne, cât și de la Ministerul Justiției, cum de așa ceva a fost posibil și cum vor face ca la următorul, în următoarea situație așa ceva să nu mai fie posibil. Ce plan de măsuri sunt? Pentru că, într-adevăr, nu doar legislație lipsește. Dacă lipsește legislație, o adoptă Parlamentul. Dar cum prevenim ca o decizie a unui judecător să fie aflată în câteva minute scurtă de inculpat? Scurtă pauză acum la Studio Politic. Revenim cu dosarul vaccinurilor anticovid. L-am urmărit mai devreme pe fostul premier Florin Câțu. Își consultă dosarul astăzi. Miercuri află dacă rămâne fără imunitatea de parlamentar, astfel încât DNA să înceapă urmărirea penală pe numele său.